Fostul premier PNL Nicolae Ciuca a declarat joi că în coaliția de guvernare se discută toate ipotezele în privința comasării alegerilor și a afirmat că nu s-a luat o decizie în privința unirii alegerilor europarlamentare cu cele locale și nici în ceea ce privește calendarul pentru toate scrutinele din 2024. Întrebat dacă exclude ca PNL să susțină un candidat din partea PSD la președinție, el a răspuns, citez, în primul rând trebuie să respectăm votul cetățenilor și ca atare este absolut necesar să menționăm că funcția de președinte trebuie să reprezinte expresia voinței poporului, am încheiat citatul. Întrebat dacă este o variantă și comasarea localelor cu prezidențialele, fostul premier a apreciat că poate fi o opțiune.